Specialiștii spun că sportul este foarte benefic pentru organism și că el te ajută în combaterea multor probleme de sănătate. Dar te-ai întrebat vreodată cum și de ce? Hai să vorbim puțin despre sistemul cardiovascular. Acesta este format din sânge, desigur, artere, vene și vase capilare. Prin artere, sângele se trimis către toate părțile organismului, iar venele poartă traiectorie inversă a arterelor. Vasele capilare fac schimbul de substanțe între artere, vene și celulă. Despre inimă nu vă mai zic prea multe pentru că deja știți. Hai să trecem la exerciții, să vedem ce rol au ele asupra sănătății. Ce se întâmplă de fapt atunci când facem exerciții? Ca să facem mișcare, organismul nostru are nevoie de oxigen pentru a obține mai multă energie și nu numai. Plămânii noștri încep să acționeze și să inhaleze cât mai mult oxigen, unde acesta este transportat cu ajutorul hemoglobinei din celulele roșii către organism. Cu cât mărim intensitatea exercițiilor, inima începe să bată din ce în ce mai tare. Astfel, mușchiul primește din ce în ce mai mult sânge împreună cu oxigen și alți nutrienți. Datorită exercițiilor, organismul produce mai multe celule roșii. Arterele încep să dilate, ceea ce reduce riscul de ateroscleroză și infarct miocardic. În mușchi se formează mai multe vase capilare și acestea devin mult mai puternice atunci când îi lucrăm. Din acest motiv, mușchiul inimii începe să devină mult mai rezistent, ceea ce duce la protecția inimii. După ce inhalăm oxigen, acesta ajunge direct în plămâni, în bronhii și bronhiole, după care în alveole. Odată ce oxigenul a ajuns în alveole, acesta este difuzat direct în sânge. Alveolele conțin sute de vase capilare pe lângă ele. Dat fiind faptului că sunt foarte subțiri, acestea preiau oxigenul și cu ajutorul hemoglobinei este direct trimis în celulele roșii. Cantitatea de oxigen cerută de către organism se mai numește și consum de oxigen sau VO2 maxim, adică volumul de oxigen maxim admisibil. Atunci când organismul este în repaus, în relaxare, cantitatea de oxigen consumată este în jur de 3,5 decilitri pe kilogram corp pe minut și mai este numit și echivalentul metabolic. De obicei, VO2 maxim sau volumul de oxigen maxim admisibil este cerut pentru a măsura rezistența persoanelor care sunt active fizic. Bineînțeles, acestea au și niște avantaje. Se măresc numărul celulelor roșii, eficiența plămânilor și se măresc vasele capilare din masa musculară. Cum ne pot ajuta exercițiile fizice împotriva diabetului? După cum bine știm, glicemia începe să crească după o masă copioasă plină cu carbohidrați. Astfel, insulina secretată de celule beta din pancreas permit glucozei să intre în celulă. După ce glucoza intră în celulă, au loc două procese, și anume glicoliza și sinteza glicogenului. Încă nu se știe exact cum apare rezistența la insulină. Depinde de receptorii insulinici sau de indicele insulinic, dar atunci când ceva nu funcționează bine, foarte puțină glucoză intră în celulă și așa apare hiperglicemia și diabetul de tip 2 din cauza menținerii glucozei în sânge. Exercițiile fizice pot scădea glicemia din sânge prin două mecanisme: contracția scheletomusculară și stimularea insulinei. Exercițiile de intensitate mare permit celulelor scheletomusculare să absoarbă cantitatea de glucoză, iar exercițiile de lungă durată provoacă sensibilizarea la insulină.